Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vești de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești. CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lotului 2 al autostrăzii A1 Sibiu-Boița. Primul lot de autostradă din România care intră în zona de munte. E un lot foarte important. E vorba de 31 de kilometri care ar trebui să fie construiți în 5 ani. Deci... Eu nu credeam că o să intrăm vreodată cu autostrăzi în munți. Jur. Da. Am crezut că noi nu avem taina asta. Aici ar trebui făcute 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 de metri și 1590 de metri și un ecoduct pentru mamifere mari în zona localității Lazaret. Deci o să putem să trecem și noi pe acolo. Luca. Elefanții. Când a venit Hannibal, îi face un drum să nu se... Noi ursuleții. Câștigătorii turcii de la compania MAPA. Mai sunt și de la Cenghiz. Acum au 40 de ani de experiență, înțeleg. Turcia au construit o grămadă. Au experiență nu doar în Turcia, aceste companii au experiență internațională, dar au apărut deja unele întrebări legate de costul acestei secțiuni și de studiul geotehnic care a stat la baza contractării. L-am sunat pe Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură. Bună dimineața, domnule Ciurea! Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Acum, din ce am văzut, turcii au câștigat cu o ofertă de 4,2 miliarde de lei pe segmentul ăsta, semnificativ sub așteptările CNAIR. CNAIR credea, sau mă rog, se pregătea pentru 4,6-5,2 miliarde de lei. Ar trebui să fie o veste bună, dar poate nu e, nu știu. Cum vi se pare? Păi, depinde cum privim. Problemele sunt două majore. Noi spunem de ani de zile că ești documentația tehnică pe care s-a lansat licitația. Este teribil de... Cum să zic, să fiu diplomat în dimineața asta la Cunară. Nu prea are. Nu prea s-au făcut foraje pe acolo. Uitați-vă și pe secțiunea 3, acolo unde la fel se bazează. Este practic aceeași documentație. Deci acum s-a semnat lotul 2, secțiunea 3 este la fel de la Cunară ca documentație tehnică. Dar de unde vine documentația asta? Nu înțeleg. Adică... Documentația asta este practic un studiu de fezabilitate vechi, făcut de Iptana în 2007-2008, care are mari, mari lipsuri. Nu doar că nu sunt suficiente foraje făcute, mai ales în zonele de viaducte înalte și în zonele de tunel, acolo unde trebuie să forezi la 50, 100, 120 de metri. Deci să duci forezi la vârf de munte și să forezi la 100 de metri. 100 de metri împărțiți la 3 și vedeți cât înseamnă asta ca înălțimea unui bloc. Deci trebuie să forezi foarte... Costurile astea sunt fantastice, numai costurile de acces în zonele respective sunt de ordinul milioanelor de euro, dacă e să facem forajele alea pe bune. Și atunci, compania de drumuri nu a actualizat documentația asta veche din 2008, așa cum mi s-a cerut și de către noi de ani de zile și așa cum au cerut-o și experți internaționali. În 2013, Comisia Europeană prin Jaspers, un consultant internațional, este vorba de Hawkshaw, Comisia Europeană a dat un raport prin care a cerut companiei de drumuri să actualizeze documentația, mai ales pentru secțiunile astea grele de pe Sibiu-Pitești. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată. Și atunci s-a lansat licitația pe o documentație proastă. Iar la documentația asta proastă s-au uitat mai mulți constructori. De exemplu, pentru secțiunea 2... Domnul Șirea, numai o secundă vă întrerup. O secundă, avem aici o mică problemă tehnică. Vorbiți cumva la căști? Că dacă vorbiți la căști, se freacă microfonul de haină, regulă, cred. Dacă puteți să-l țineți fix, că se freacă și nu se aude bine. Deci rămăsesem, vă rog. Rămăsesem la secțiunea 2, pentru care, de fapt, au fost mai mulți competitori. A fost o licitație cu precalificare, adică au depus niște intenții de oferte, ca să spunem așa, mai multe companii, dintre care compania de drumuri a selectat sau a preselectat 6. Din ăștia 6 au depus o ofertă finală doar un competitor, cei care au și trimit în... Păi de ce? Bună întrebare, nu? Pentru că această documentație prezintă niște riscuri. Adică nu știi exact în ce te baci, mai pe românește spus. Este vorba, ați zis și dumneavoastră niște cifre, este vorba de cel mai complex proiect de autostradă, cel mai complex proiect rutier, de fapt. Deci să înțeleg că, contractorii aceștia care s-au oferit să construiască autostradă, ei de fapt nu știu ce o să găsească acolo în teren.
Nu? Păi nu știu. Și ce se întâmplă în astfel de situații? Adică ei se duc și spun, avem studiul ăsta de fezabilitate, trebuie să săpăm un tunel. Nu știm ce aici, ia să, ce facem noi acum? Ce se întâmplă, păi, practic? Ei la nivel de proiectare, deci prima fază este proiectare. Asta înseamnă că trebuie să intre pe teren, să facă într-adevăr studiile geotehnice adevărate, care să poată permite să găsească niște soluții tehnice adecvate pentru solul respectiv. Pentru că pe hârtie, cu forajele astea făcute sau nefăcute, făcute prost, putem să avem un grad de informare sau de informații. Putem să știm cam ce sol găsim pe acolo, prin tunel, pe viaductele respective. În momentul în care intri și faci niște foraje pe acolo unde trebuie să fundezi autostrada, da? Deci nu la suprafață, o să-ți dai seama cam ce tip de sol e pe acolo și cam ce consolidări trebuie să faci, cam ce tip de soluție tehnică trebuie să pui în opera, astfel că să nu spice pietre în cap dacă faci de bleu, sau să nu ai infiltrații de apă permanente dacă faci tunel, sau să țină să nu-ți alunece autostrada la vale, cu totul, așa cum se întâmplă, de exemplu, pe autostrada Transilvania. Știți că pe autostrada Transilvania sunt și solurile astea transilvanene foarte... Dar de ce nu a actualizat CNAIR acest studiu geotehnic înainte să scoată la licitație proiectul? A trebuit să-i întrebați pe ei. A fost după nenumărate intervenții și de ale noastre și nu numai de ale noastre publice și după ce au cerut și, v-am spus, și raportul acela european a cerut lucrul ăsta ca actualizarea pe segmentele 2 și 3 să se facă. La nivel de normative tehnice ale anului ăsta și la nivel de foraje, pur și simplu, să știm și noi ce e acolo în detaliu, nu doar niște hărți așa din avion. Ei, au lansat într-un final, nu mai știu ce an, cred că în 2017 sau 2018, nu, cred că în 2018 au lansat o licitație pentru actualizarea studiului de fezabilitate după ce contractul cu proiectantul inițial, care a livrat doar capetele, secțiunile 1 și 4, a fost reziliat. Deci după ce s-a reziliat acel contract, s-a lansat o licitație pentru studiu geotehnic corect pentru secțiunile 2 și 3, licitație care a fost lansată la doar 20% dintr-un preț normal al pieței. Și nu s-a înscris nimeni. Și nu s-a înscris nimeni. Bun, în încheiere. Și după aceea nu s-a lansat din nou. Da, domnul Ciurea, în încheiere... Care sunt estimările dumneavoastră privind acest proiect? Va fi gata la timp? Credeți că va putea fi gata la timp? În 18 luni de proiectare și vreo 4 și ceva ani, cum zice contractul de execuție, nu va fi gata. Dați-mi voie să fiu deloc optimist în privința asta, pentru că v-am spus toate problemele astea ale documentației, se va intra în proiectare, se va intra cu adevărat în teren cu forezele pentru a ne da și nouă seama, ne da și noi seama ce trebuie să facem acolo. Și după aceea o să tragem linie, de fapt o să tragă constructorii linie și o să adunem și o să vedem dacă într-adevăr avem noroc, că la noroc stăm, și solul ăla totuși ține suficient de bine, astfel încât să nu ieșim din contract, din această sumă care pare fabuloasă și este fabuloasă, dar gândiți-vă câte tuneluri trebuie să facem și toți cei care au circulat pe Valea Oltului știu în ce relief o să băgăm autostrada. Și o să vedem dacă după faza de proiectare, deci când o să aflăm de fapt cum este solul pe acolo, o să vedem dacă există suficiente rezerve de implementare în contract, dacă se pot adiționa suficienți bani, astfel încât să și facem autostrada cu constructorul ăsta, sau dacă, așa cum s-a întâmplat pe nenumărate contracte, se va rezilia, se va intra în teren până la un punct și de la punctul respectiv mai departe se va rezilia și se va relicita restul lucrărilor. Asta mulțumesc. Este scenariul. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct la deșteptare Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură. Este fascinant că după zeci și zeci de ani de eforturi, autostrăzile în România se construiesc Carpații. Sau nu se construiesc, tot amatoricește. Hai să facem și noi ceva, vedem, nu avem toate actele, nu știm ce-i pe acolo, îi dăm drumul, mai vedem noi acolo. Parcă e prima autostradă din istorie care, culmea, e făcută de români. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.